Bună dimineața, doamnelor și domnilor! M-am trezit și era toamnă. Nu înțeleg ce se întâmplă cu vremea aceasta, dar nu-i a bună, pentru că este destul de răcoare și a și plouat foarte mult și a fost și un fel de furtună. Astăzi este duminică, ora 11, m-am trezit la 9 ca să mă duc la birou, pentru că am foarte multă treabă și am foarte multe comenzi de făcut, doar că nu am ieșit din casă decât la ora 11. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Noroc cu Cristian, care mi-a luat o cafea de la MOV. Se întâmplă ceva, îmi cade ceva în cap. Merg la birou și o să ne auzim de acolo, vă arăt outfit of the day și vă zic de principiu cam ce facem astăzi. Bună să vă fie inima și de la birou, iată-mă, asta sunt, evident că prin prejur este maxim de dezastru, mi-am prins părul acesta aici, deși este atât de cald încât trebuie să-l prind pe tot, îmi pare rău că mă mișc în halul ăsta cu camera, dar încă nu sunt obișnuită să o țin așa într-o poziție super, super fixă. Vă ziceam, sau nu știu dacă vă ziceam, nu cred că vă ziceam, am bluza asta pe care am luat-o dintr-un SH și pentru care îmi plac foarte tare mânecile, uitați-vă ce mânecă așa clopoțel drăguță are, și pantalonii mei obișnuiți, sunt îngălțată cu niște Adidas și sinceră să fiu, cred că o să-mi fie frig, noroc că de la birou o să vină Cristian să mă ia cu mașina pentru că mergem la cumpărături. Și asta este tot, mă apuc de treabă aici și ne auzim mai târziu eventual dacă mai am ce să vă arăt, dacă nu ne auzim direct mâine. Doamnelor și domnilor, I'm dead. O să întorc imediat camera să mă și vedeți la față. Efectiv, sunt terminată. Am intrat să vă arăt outfitul zilei. Mi-am luat blugii ăștia de la Zara, parcă. Da, parcă de la Zara. Și această bluză, acest provoraș crop top pe care l-am luat din SH și este de la Mango și am dat foarte puțin pe el. Și ăsta este outfitul de astăzi și am niște Adidas în picioare și întorc camera și povestim mai multe imediat. Adică, na, nu că întorc camera, o pun undeva ca să pot să... nu mai știu ce să mai pot. Știți ce am făcut? Astăzi este luni, în primul rând, nu știu dacă v-am zis treaba asta. Ieri, cred, sper că am deschis alt vlog săptămânal pentru că am fost la birou și am făcut 5 comenzi și în total astăzi de dimineață aveam de împachetat 6 pentru că mai rămăsese unul de vineri. Și aproape că am terminat și un set de lumânări de botez și am făcut și alte niște lumânărele foarte drăguțe. Astea, de exemplu, sunt cu etichete făcute de mine. Haide măi, nu m-a focusat pe mine. Sunt cu etichete făcute de mine manual. Pe ăsta scrie Mango Citrusy, pentru că este cu lime și mango. Și, doamne, ce bine miroase. Asta este o variantă nouă, pentru că am luat borcanelele astea recent și voiam să văd cum arată. Și probabil că la un moment dat am să le fac și etichete din acelea care se lipesc. Îmi scap acum cuvântul, dar nici nu mă puneți să-l mai caut, pentru că este mult mai simplu și îmi ia mai puțin timp. Aș vrea, jur că aș vrea să rămân la totul făcut de mâna mea, doar că îmi ia atât de mult timp. Doamne, nu vreți să știți la lumânările de botez cât am muncit. O să vi le arăt săptămâna asta pentru că trebuie să le și predau și vreau să vi le arăt și vouă. Aseară, pentru că ieri am venit aici, am stat multe ore și am muncit destul de mult, ne-am văzut cu Lumi și cu Nicu și aseară pe la 9:30, cred, am ajuns acasă pentru că efectiv nu mai puteam. Măi, mai puteam, nu puteam să mai stau în picioare, efectiv nu puteam să mai stau în picioare. Și am plecat spre casă și noi locuim foarte aproape, toți patru, și am plecat spre casă și am făcut un duș. I-am zis lui Cristian, nu vrei să o luăm pe un drum mai lung, să stăm un pic la aer, că îmi exploda capul. Dar ne-a fost frică să nu plouă, în fine, ne-am dus repede acasă, am făcut un duș, ne-am trântit pe canapea și pe la 11:30 eu i-am zis, Cristian, eu o să dorm pentru că nu mai pot. Și ne-am dus să dormim și ce să credeți, că m-am trezit la 1 și la 2 și la 3 și la 4 și la 5:50 și la 6:30 și la 7 și la 7:30 deja suna ceasul pentru că aveam de răspuns unor colaborări și m-am măcinat atât de tare chestia asta încât nu am putut să dorm toată noaptea.
îmi venea efectiv să mă arunc de la etaj, jur, de nervi că nu pot dormi. Și m-am ridicat la 7:30 și m-am apucat să scriu mail-uri și să modific propuneri și să pun propuneri și să fac și să drec. Și la 9:30, cred, am terminat tot. Ne-am răspuns tuturor și ce să credeți, că între timp mi-au răspuns și ei și acum trebuie să o iau de la capăt. Și am mâncat cu Cristian și apoi am venit la birou. Am ajuns cam târziu, am ajuns pe la 11 pentru că nu știu ce Dumnezeu m-a moțăit acolo și m-am... În fine, am ajuns cam târziu și de la 11 muncesc continuu. Și ceasul este 6. Și de acum trebuie să mă duc la poștă. Mai am o grămadă de treabă. Mâine trebuie să mă întâlnesc cu niște cliente. Trebuie să mă duc până la Jumbo. Trebuie să merg acasă să-i pregătesc niște lucruri lui Cristian. E posibil ca miercuri să nu avem material. Îmi pare rău, dar chiar e posibil să nu avem. Pentru că efectiv nu am când să-l filmez și când să-l editez. Când? Când? C-n-d. Nu pot să mai vorbesc, jur. Nu vreau decât să merg pe jos până acasă. O să-mi ia vreo 20-25 de minute pe jos de aici până acasă. Dar atâta vreau, să merg pe jos și să mă bată vântul. Mi-ar plăcea să fie un pic de vânt. Aici așa se vede. Sper să fie un pic de vânt. Nu vreți să știți, îmi lasem să mă machez, să filmez. Trebuie să fac și niște poze. Trebuie să postez și un giveaway. By the way, dacă sunteți din București, urmăriți-mă pe Instagram. Am uitat, din păcate, să vă anunț. Am uitat să vă anunț săptămâna trecută, în vlogul săptămânal, că am un super concurs cu AS. Sper că l-ați văzut voi pe Instagram și v-ați înscris acolo pentru că merge foarte bine. Toată lumea vrea să câștige concursul ăla cu AS și mă bucur că este așa și mă bucur că oamenii sunt interesați. Și o să mai am unul, dar e valabil cumva dacă sunteți din București, pentru că este vorba de remodelare corporală pe care o să încep și eu și despre care o să vorbim curând pe canal. Și mă gândeam că dacă tot fac treaba asta și am un concurs cu ei, să vă anunț și pe voi, că dacă sunteți din București, poate vreți să vă înscrieți. Eu vă țin pumnii oricum să vă înscrieți. Urmăriți-mă pe Instagram, pentru că acolo postez chestii în fiecare zi și sunt mult mai aproape decât aici, unde postez de 3 ori pe săptămână și, sincer, pe perioada verii aș vrea să postez de 2 ori. Din simplul motiv că am acceptat un proiect care este mare și care o să se întindă pe tot anul și care o să îmi mănânce destul de mult timp și cred eu că nu, ori o să leșin, ori o să leșin, din două una. Adică n-am cum să le fac pe toate. Și mă gândeam să micșorez pe perioada verii, unde și interesul este mai scăzut, sau pe tot anul, depinde, să micșorez clipurile la 2 pe săptămână și să postez miercurea și duminica. Duminica să fie vlogul săptămânal pe care să-l vedeți voi când vreți să vă relaxați, să vă delectați, și miercurea să fie un alt clip, de genul haul, unboxing, nu știu, mai povestim despre o rutină, mai facem ceva. Sau poate de ambele dăți clip de genul vlog săptămânal sau daily vlog sau ceva de genul ăla. Ce ziceți? Ziceți-mi și voi. Știu că toată lumea vine și pune întrebarea asta acum. Nu aș fi vrut să o pun și, sincer, nu aș fi vrut să renunț la cele 3 clipuri pe săptămână pe care le pun acum, doar că nu știu cum să mă descurc cu timpul. Acum jumătate de an am zis că pornesc proiectul cu fondurile de ten. Am filmat 15, n-am editat niciunul pentru că nu am timp. Am început proiectul cu review-uri pe Instagram, cred că am la fel vreo 10-12 filmate, nu am editat, ba da, mint, am editat 6 sau 7, am editat, că am un program nou de editare și merge repede și am editat 6 sau 7 și acolo am murit, pentru că nu mă pot concentra la un fucking thumbnail, un fucking ceva ca să... Nu. Deși cred că nu mai fac niciun nimic și o să le pun așa, ideea e că voiam să le marchez, voiam să le marchez și pe Instagram. Să știți că acelea sunt review-urile și că acolo vorbim doar despre review față de postările mele. Pe aici, pe YouTube, pe shorts, nu o să le marchez ca să vă dați seama care sunt shorts și care sunt clipurile mele de miercuri, vineri sau duminică. Iar pe TikTok nu ai cum să pui thumbnail, așa că, sau în fine, un cover, așa că așa rămâne. Și iată-mă cum vorbesc de 8 minute, deși ar fi trebuit să plec naibii acasă, că trebuie să mă duc și la poștă oricum. Las camera aici la birou pentru că mâine aș vrea să mă trezesc la 7 și la 7:30 să plec spre birou și să ajung la 8 ca să am timp să fac tot ce trebuie să fac, respectiv să filmez, să mă întâlnesc cu o clientă, să mă duc la Jumbo, să vin înapoi să fac poze, să mă întâlnesc cu niște cliente mai multe,
la Unirii, poate să fac și niște shopping la DM pentru că nu mai avem pastă de dinți. Doamne ferește, nu vreți să știți cu ce ne spălăm acum? Știți că eu am o problemă cu lacalut și nu pot să folosesc decât lacalut. Adică nu pot, că îmi sângerează gingiile dacă folosesc altceva. E, nu vreți să știți cu ce mă spăl acum, nu. Și ne mai trebuie niște lucruri din DM și am mai văzut și la mândră la oglindă niște lucruri luate din DM. De fapt, ea avea un clip de favorite, ceva de genul ăsta, dar am văzut niște lucruri luate din DM. Și acum le vreau și eu. Dar cum Dumnezeu să fac? Așa ar trebui. Miercuri o să fiu imobilizată toată ziua. Deci miercuri am noroc dacă o să pot să pun mâna pe cameră 5 secunde să vorbesc cu voi sau poate o să am niște gap-uri, niște timp liber, o să vedem. Dar, altfel, sper să pot să-mi iau laptopul cu mine, acolo unde o să merg, o să-l ajut pe Cristian cu ceva. De dimineața până seara, la 9 trebuie să fim acolo și o să ajungem acasă la 10, 11, 12 noaptea, nu vreți să știți. Și apoi de joi din nou la treabă, pentru că totuși aș vrea să avem clip vine. Da, hai că ne-am descurcat. Teoretic, mâine din Jumbo nu vreau să iau decât ce-mi trebuie, așa că probabil că o să avem un mini haul Jumbo, mini ceva. Și da, ne mai auzim mâine pe parcursul zilei. Sper să... Bine, nu că n-am fost eficientă, că am fost super eficientă și astăzi, dar mâine sper să fiu și mai eficientă și să fac și mai multe lucruri. Las camera aici, mă duc acasă și mă întorc mâine dimineață. Sper să nu uit încărcătorul de la telefon ca să am și eu telefon diseară, să-l butonez, să stau pe el, să Dumnezeu mai știe ce. Și să mă uit la Insula Iubirii, pentru că asta este distracția mea. Aștept de 2 ani să fie Insula Iubirii și în sfârșit e și n-am cum să nu mă uit dacă în sfârșit e. Mă amuz. Ziceam că vă povestesc care e treaba cu Insula Iubirii, dacă mai ies pe gură toate cuvintele. De când a apărut această Insula Iubirii, aveam o tradiție la birou. Ne uitam, toate fetele, seara, fiecare de la ea de acasă, și a doua zi comentam totul la birou. Uite cum mi-am dat seama să-mi iau balsamul acesta acasă, pentru că nu mai am în cel de la Uriaș și până îmi cumpăr altul, aș vrea să-l consum și pe ăsta, că e deschis de ceva vreme. Așa, și a doua zi comentam la birou și acum, de când nu mai sunt la birou, s-a păstrat tradiția că a început Insula Iubirii și comentăm, doar că acum comentăm pe WhatsApp, că atât s-a putut. Dar da, e interesantă treaba. A, și ne vom arăta că mi-am luat bujori. Mi-am luat bujorei. Știți că v-am zis eu odată că am trecut pe la o florărie unde mi-a dat nu știu ce flori rupte și eu n-am fost atentă? E, la aceeași florărie, doamna astăzi voia să mă facă. Mi-a dat, mi-a zis că ar fi 5 lei bujorul dacă mi-i dă cu 4 lei dacă iau un buchet și că plătesc 15 lei pe tot buchetul, nu știu cum, și ăsta arată foarte bine. Deci nu vreți să știți cum erau. Măi, nici gratis nu-i dai cuiva pe aia. Erau aproape super trecuți și am zis, doamnă, vă bate joc de mine, oriunde ați flori ca lumea, dați-mi cu 5 lei dacă atac, ăsta lăsați-mă să-mi aleg. Și până la urmă mi-a dat pe ăștia tot cu 4 lei. Uitați-vă cât sunt de frumoși. Deci bujorul acesta este absolut splendid. Și acesta la fel, nu vă imaginați că el e mai prejos sărac. Doamne, vreau să fie acești bujori tot anul. Vreau să fie disponibil tot anul pentru că îi ador. Am făcut un poll pe Instagram cu ce flori vă plac și o grămadă de oameni au răspuns. O grămadă, nici măcar nu mă așteptam la asta. Gata, plec. Ne revedem tomorrow morning, pentru că vreau să fiu foarte, foarte matinală și sper că în noaptea asta să dorm. Dacă nu o să dorm, o să mă vedeți cu niște cearcăne până aici, pentru că uite, acum spun aici. Vedeți? Astea sunt cearcănele mele. Da, mă duc. Mă duc ca să am de unde să mă întorc. Am zis bine? Cred. Și să vă mai arăt niște chestii mâine. Doamne, te-am muncit săptămâna asta. V-am pupat. Ne vedem în 3 secunde. Clipiți și o să ne vedem din nou. Am ajuns la Jumbo. Doamne ajută să nu cumpăr tot magazinul. Doamne ajută. Hai că nu e așa rău. N-am cheltuit decât 1,5 milioane, dar în apărarea mea, să știți că 70 și ceva de lei, cred că spre 80, au fost numai paharele. Așa că atât am cheltuit. Da. Păi nu facem noi repejorul haul Jumbo? Facem, normal că facem. Să știți că m-am dus să caut ceva, nu am găsit ce trebuia să caut inițial, efectiv nu am găsit nicăieri, nu știu ce să mă fac, cred că o să mă apuce nervii până la urmă, dar am plecat cu multe alte lucruri care îmi vor fi de ajutor aici la birou, plus pahare. Hai să vă arăt și vouă paharele. Cică, pahare de cristal de vin alb, pentru că nouă de vin alb ne trebuie. Îmi pare rău că trebuie să vă foșnesc. Așa arată unul. Nici nu cred că îl vedeți. Ia, poate îl vedeți mai bine aici. Nu. Proastă idee. Am dat 13 lei pe fiecare pahar și asta înseamnă mare parte din cei 150 de lei pe care i-am cheltuit la Jumbo. Hai să vă arăt.
ce am mai luat pe lângă. Mi-am luat sticla asta 3 lei. Limonadă, nu e chiar cea mai bună. Am luat chestia asta pe care eu o pun în cufere. Îmi va fi necesară aici la birou. Am dat pe ea 4-5 lei. Iarbă, hârtie bej, nu, 7 lei. Dar îmi ajunge la multe cufere. E în regulă. Stați să scot paharele pentru că pe ele trebuie să le pun într-o altă pungă de transport. Mi-am luat chestia asta, care e un organizator care poate fi pus în sertar. Sincer, trebuie neapărat să-mi organizez un sertar cu chestii mititele pe care să le folosesc la mărturiile de botez sau, nu știu, cu semne de carte și așa mai departe, și mi s-a părut interesant ăsta. Dacă mă înțeleg cu el, am să mai cumpăr și altele. Organizator sertar, 4,99 lei. E ok, așa arată, are 5 caturi și este destul de înăltuț. Pot fi puse multe lucruri pe el și iar o să mă în jumătate de oră trebuie să plec. Totul este împrăștiat pe aici și să mă vedeți, să mă vedeți. Uf, zilele viitoare când vin să fac curat. Mi-am luat brichetele astea 3 pentru că le folosesc atunci când nu am foarte multe produse de făcut. Nu mai aprind lumânări și alte cele să topesc sigiliile, topesc cu o brichetă din asta și pe ele am dat, nu știu cât, of, erau pe la final, nu știu unde sunt. Brichetă, 3,99 de lei pe 1. Partea bună este că fiecare poate fi încărcat, partea proastă este că fiecare e cam gol. Nu-mi dau seama, aba, nu sunt pline, nu e bună treaba, adică sunt chiar pline. Ia uitați-vă. Da, partea bună este că pot să le și încarc. Eu am unele acum din astea mari, cred că tot din Jumbo le-am luat, nu-mi dau seama, dar zice că da, tot din Jumbo, pentru că aici scrie în greacă, doar că mă cam lasă și mă enervează așa mari. Astea sunt mititelele și transport repede, e în regulă. Mai am aici încă 2 pahare, Doamne ajută să ajung cu ele întregi, bine, teoretic ne trebuie 5 măcar, așa că suntem în regulă. Am luat prosopelul ăsta pentru că în coșul pe care l-aveam n-am găsit nicio cutie pe acolo și a trebuit să-mi iau paharele așa și în coșul acela l-am pus printre ele, am dat 5 lei pe el, știu sigur, și este roz, e drăguț și roz. Și am mai luat niște lucruri, adică sfoară, așa albă, mi se pare mai drăguță decât asta pe care o folosesc eu acum și mă gândeam că poate o înlocuiesc. Am luat un set pe care am dat 2 lei. Pe sfoară v-am zis cât am dat? Nu, sfoară de împachetat. 50 de metri are fiecare ăsta, 4 lei. Super ok prețul. Mi-am luat aceste paie de bambus pentru că erau 2 lei și am zis că de ce nu? Deși nu știu cât o să mă țină, așa arată unul și ar trebui să aibă și periuță din aia de spălat. Da, uite aici pe mijloc. Ia să vedem cum o scoatem. O să le țin aici la birou și o să beau din ele. Da, există și pămătuf din acesta. Cu ăsta aș putea să-mi fac și sprâncenele. Glumesc, evident. Glumesc, dar nu e o idee chiar rea. Opa, hai că ies pe partea asta. 2 lei, așa arată. Și pentru că sunt făcute din bambus, nu sunt chiar toate la fel. Ia uitați-vă. Sunt de circumferințe diferite. Cred că zic bine circumferințe. Am luat scobitori, pentru că eu la birou nu aveam scobitori deloc. Și e musai, eu nu pot să trăiesc fără scobitori. Îmi pare rău. Am dinții mult prea ciudați ca să rezist fără scobitori. 4,99 lei setul acesta cu 2. Ia să iau unul și acasă. Ia stați așa. Stați așa că nu e așa. Nu știu unde să-l pun. Hai că-l pun pe aici. Și am mai luat 2 chestii foarte drăguțe. Uitați-vă ce culori frumoase. Cu astea am de gând să lipesc floricele pe tablouri pentru că nu stau ele chiar bine așa cum le pun eu și m-am gândit că dacă au floricele lipite stau și mai bine. Este bandă washi de hârtie, 3,49 lei fiecare. Doamne, dar ador aceste culori. Ador, ador, ador. Și am mai luat 3 prostii. Raluca, bing, Raluca. În primul rând mi-am luat acest șnur pentru ochelari, ca să pot să-mi țin și eu ochelarii de soare la mine, pentru că de obicei să știți că nu îi țin, pentru că nu am unde să-i pun când nu stau pe ochi. Și îl și desfac pe ăsta și după fug la unirii că-mi treabă. Oh. Ok, mamă, să vezi că este pe, cred că o să-mi stea ochelarii, nu pe ăsta, cred că este pe, da, e pe un suport foarte, foarte, foarte subțire, de-aia să-mi pun ochelarii. Ochelarii dă 10 lei, trebuie să-mi iau și eu Ray-Banii, dar Ray-Banii sau Ray-Banurile? Ray-Banii, habar nu, dar nu știu prin ce geantă au apucat.
Ia să vedem. E? Altă viață. Gata, măcar să stea așa. Măcar să stea așa. Bine, probabil că o să-i fac așa sau ceva de genul ăsta. Nu știu cum o să-i fac. Sau duc astea până la capăt. Nu știu cum se poartă asta. N-am mai avut niciodată. Ziceți-mi voi. Poate sfantă și râdeți de mine prin comentarii. Dar râdeți că nu mă supăr. Gata, cred că așa trebuie să stea. Sper să țină ceva, ceva. Și mi-am luat două brățări de picior. N-aveam cum să nu-mi iau eu brățări de picior pentru că a venit vara. Și le-am luat pe astea pe sfoara asta. Deși partea nasoală este că e foarte lungă sfoara asta și o să-mi atârne peste tot, dar o să le și pun. Nu o să am cum să vi le arăt decât dacă îmi ridic picioarele pe aici prin cadru și nu știu dacă vreau să fac chestia asta. Și pe asta, foarte drăguț, foarte, foarte drăguț. Dar le pun acum pe amândouă, ce să fac? Dacă pot să le desfac, nu prea pot să le desfac. Ia pe aici. Poate le rup. Bine, am dat puțin, 5 lei pe fiecare, cred. Ia, brățară picior nude, asta a fost 5 lei. Și brățară, picior, perle și asta tot 5 lei. Păi frate, dar te desfaci sau ce faci? Le-am rupt, mă, sau ce? Stați că nu știu ce am făcut aici. Am greșit. Raluca, bing, Raluca. Păi și cum o fac? Bag astea pe aici atât? Mai, asta are alt sistem de prindere. Bag asta pe aici și acum ce fac? Aoleu, stați să încerc să o pun la picior. Stați că nu e bine. Mă vedeți? Aproape că mă vedeți și voi. Sau bag doar una și o leg așa cu asta aici? Da, cred că așa e. Băi, ce sistem căcăcios, ca să zic așa. Nu-mi place. Nu-mi place sistemul brățării. Ia uite, mi-a căzut și bila. Da, să bag și bila la loc. Brățărica e simpatică așa în sine. Nu mai merge. Hai, las-o așa, două naibii. Dai măcar să fac un nod aici. Asta este 5 lei, dai 5 lei face, dar sincer nu îmi vine să-mi iau brățară de picior de aur pentru că există foarte mari șanse să o pierd. Și de când eram mică și mi-am pierdut cerceii mei de copil, cerceii mei de când eram mică, am așa o chestie cu aurul, nu sunt chiar confortabilă purtându-l și nici nu-mi place cine știe ce, drept să spun. Ia să văd, aici aș face și o fundiță. Deși parcă vă pot să calc pe chestiile astea. Și sunteți pregătiți? Ta-na! Atât pot să vă arăt, îmi pare rău. Nu merg astea amândouă, dar eu am să le pun pe amândouă pentru că eu sunt extra. Iată, piciorul meu. Da, am un tatuaj. Și singurul tatuaj din viața mea. Și o să mai fac eu și altele. Și chestiile astea. Da, asta e tot. Acum că m-ați văzut și cu picioarele prin cadru, deși, ce să zic, n-am fost chiar o doamnă, merg mai departe, pentru că trebuie să strâng tot, să plec spre Munirii, să mă duc în Pepco, să mai caut niște farfurii și apoi să mă duc la cumpărături, pentru că mi-e trebuie ceva lui Cristian pentru mâine, când filmează marea filmare, și apoi să mă duc acasă să îl pregătesc cu totul. Așa că, see you later. Fete și băieți, m-am întors aici, aici și așa. Nu mai pot de cald, mor efectiv de cald. Nu știu dacă v-am zis că mai vorbim astăzi, dar mai vorbim astăzi pentru că am făcut shopping. Nu mai știam ce am făcut, nu mai pot concentra și mai am o grămadă de treabă până diseară. Am făcut shopping la H&M și vreau să vă arăt și vouă ce am luat. Așadar, clipul acesta vom avea haul jumbo și haul H&M pentru că sunt destul de multe itemuri. Înainte să trecem la haul-ul de la H&M, vreau să-mi ziceți dacă ați văzut o cutie mai frumoasă decât asta. Este absolut superbă! Superbă! Ia uitați-vă aici! Foarte drăguță, cu capacul acesta, pardon, cu detaliile acestea metalice aici și cu mânerele astea de sfoară. Este absolut superbă. O vom folosi mâine, pentru că mâine este ziua cea mare în care facem o treabă pe care voi o să o aflați peste o lună și apoi am să o iau la birou, cred. Am dat 32 de lei pe ea și aveau și mai mică și mai mare. Acum, hai să trecem la haul. Să știți că am făcut haul-ul în două reprize și nu cred că vi l-am arătat pe primul, așa că o să fac mențiunea aici. Mi-a luat Cristian, pentru că este foarte drăguț cu mine, o rochiță, cea mai frumoasă rochie albă care există în momentul acesta la H&M și să știți că nici măcar n-a dat mulți bani pe ea. Așa este, îmbracă foarte bine zona asta, mie nu-mi place zona asta pentru că mi se pare că sunt mult prea cărnoasă. Îmbracă foarte bine rochița asta, deși pare
cam decoltată, e foarte faină că am probat-o. Singura ei bubă este faptul că este transparentă, adică este cam atât de transparentă, nu știu dacă vă dați seama, dar e transparentă, credeți-mă pe cuvânt. Și m-am gândit să o duc la croitor și de aici, efectiv de aici, de sub sâni, de unde există chestiile astea, să îmi pună o jupă pe dedesubt, astfel încât să o dubleze cumva. Și aș vrea o jupă din bumbac ceva, ca să nu mor de cald. E superbă, e foarte, foarte faină și am dat pe ea, am măsura M și am dat pe ea 99,99 lei și vă pun aici și codul dacă vă tentează și vreți să o căutați pe aplicație sau pe site-ul lor sau undeva. Cam așa e, e un fel de baby doll. N-ați înțeles nimic din ea, poate că, adică nu poate, sigur am să vă arăt în momentul în care o să mă îmbrac prima oară cu ea, doar că vreau să o duc la croitor. Și astăzi am fost eu un H&M pentru că am primit niște bănuți de ziua copilului de la mama. Mama e o șmecheră. De câte ori e o zi a cuiva, un eveniment, o treabă, pac, virează bani pe card. Și m-am trezit astăzi cu un mesaj, am primit un cadou de la ea și am zis hai să ne cumpărăm ceva, pentru că dacă îi țin acolo pe card și cine știe ce fac cu ei, nu mai fac nimic cu ei. Ia stați că mi se pare că suntem cam într-o parte, cred că așa suntem mai bine. Nu mai fac nimic cu ei sau cine știe ce prostii fac și în fine. Și am intrat, pentru că am fost la Unirii, m-am întâlnit cu niște cliente, am intrat în H&M, nu, am intrat întâi în Collins și am luat lui Cristian, pentru că și el este un fel de copil al mamei mele. Și am luat un tricou polo pe care am dat 55 de lei, 54,90 lei. Uitați-vă numai ce frumoasă este această culoare, este absolut superbă. Aveau polo și de damă, doar că eu nu prea port tricouri polo și nu mi-am luat, dar este absolut superb. Mai are și pe un lila și îl cumpărase el zilele trecute și mi-a plăcut atât de mult cum îi stătea, încât astăzi i-am zis, vezi că ai primit cadou, dar trebuie să ți-l cumpăr eu. Nu știe încă de la cine. Mi-a zis, nu știu cum mi-a zis, a fost ziua noastră, pe 29 am făcut un 3 ani și 5 luni, un an, auzi, Doamne, 3 ani și 5 luni, pe 29 mai, și zice, da, eu nu ți-am luat cadou, și zic, păi nu trebuie să-mi iei, ba da, că știu că a fost acum 2 zile, dar nu ți-am luat cadou, că noi nu mai luăm așa, ne mai legăm în câte o lună de pentru 29, chiar dacă nu e, nu știu, de 3 luni, de 6 luni, de ceva rotund, de un, facem un an sau facem an sau ceva. Și eu și uitasem și mi-am adus aminte. Că de principiu mi-aduc aminte când se întâmplă să se rotunjească anul sau mai aduc aminte gen luna viitoare că facem 3 ani și 6 luni. Gen. Și i-am zis nu, că nu e de la mine. Noi ne luăm altă dată. Nu, că mi-a zis lasă, nu-mi lua acum că mergem și ne luăm împreună în weekend. Și am zis, nu e de la mine. Trebuie să-ți iau, să-ți dau ție. Nu trebuie să-mi iei și tu mie. Și zice să întreb de la cine. Zic, nu, dar tu ești tu. Nu i-am zis încă. Dar l-am întrebat de măsură pentru că voiam neapărat să-i mai iau o culoare și culoarea asta este foarte faină. Și să știți că materialul este foarte ok. Ia uitați-vă. Haide mai pune focus. Camera aceasta a mea nu mai vrea să mai pună nimic, jur. Nu știu dacă scrie pe aici chiar ce este. 79% cotton, 21% poliester. Nu se simte ca și cum ar fi poliester, îi vine foarte bine, știu sigur că e măsura lui, e super bine. Și am zis, dacă ți-am luat ție, trebuie să-mi iau și eu. Și văzusem o rochiță portocalie la H&M, pe care tot o să o pândesc, da, o să mă duc într-o zi în AFI, o să văd cum o să fac, tot o să pândesc rochița aceea. O văzusem în Plața sau în Unirii, nu mai știu de unde mi-a cumpărat-o pe asta albă, în Unirii, în Unirii o văzusem. Doar că acum nu am mai găsit-o și aia e cam transparentă și pentru aia îmi trebuie o jupă, dar am zis lasă că o iau așa, că o port la plajă sau în fine, văd eu cum o iau sau cum îi pun o jupă astfel încât să fie în regulă. E, treaba este că acum nu mai era. Dar, uitându-mă pe acolo printre rafturi, am văzut, Doamne fere, am văzut niște pantaloni pe care eu îi mai am pe alb de anul trecut, respectiv aceștia. Știți că am stat 40 de minute în magazin să caut și cămașă și nu am găsit? Nu au, efectiv nu au cămașă așa. Și am căutat în magazin pentru că și pe rochia asta, eu o văzusem în AFI, am probat-o în AFI, mi-a rămas gândul la ea și am luat-o de la Unirii și am întrebat, știți rochia albă cu așa? A, n-avem. Și tot eu m-am uitat prin magazin ca să constat că aveau.
Din păcate, nu au așa, deși ar fi trebuit să aibă. Anul trecut eu mi-am luat set pe alb așa, dar pentru că m-am reorientat, mi-am luat pantalonii ăștia, tot măsura M am și pentru ei. Și mi-am luat maieul acesta, care sper să nu-mi lase foarte mult bustul la vedere. Bine, oricum nu vreau să-l port doar așa, o să-mi iau și o cămașă pe deasupra. Dar mi-am luat maieul ăsta pentru că mi s-a părut drăguț și relativ apropiat ca nuanță. Nu e uniformă, dar e pe acolo. Și fetelor, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat și ce reduceri au fost la H&M, deși cred că scrie pe aici ce reduceri sunt, discount de club. Dar e discountul atât de mare încât cele trei produse pe care le-am luat costă sub prețul pantalonilor. Practic, am plătit unul din trei, am luat 1 plus 2 gratuit și unul a fost redus, ceva de genul. În fine, pantalonii au fost 40 de lei, 39,99, vă pun și aici codul dacă doriți să îi luați de pe site. Sunt foarte faini, au și buzunare și sunt din IN. Mă uitam aici, ia să văd ce scrie pe eticheta lor. 55% viscoză, 45% IN. Căptușeală de buzunare, 100% bumbac. Da, se vede căptușeala de buzunar, că într-adevăr este de bumbac. Ia uitați-vă. Asta este căptușeala de buzunar și aici este combinația de viscoză cu IN. Foarte fain. Am zis, ăștia 40 de lei. Ăsta a costat 20 de lei și să știți că mai aveau și pe alte culori. Dacă vă tentează, dacă vreți să aruncați o privire pe site. Și mi-am luat chestia asta pentru că vreau să-mi fac un fel de coc invers. Am văzut eu o chestie pe internet, o să vă arăt și vouă la un moment dat. Și pe asta aș fi dat, dacă aș fi plătit-o, 20 de lei. Treaba este că aici am foarte multe reduceri. Adică am odată reducerea că am folosit voucherele de la reciclare. Am dus două pungi la reciclat, mi-au dat două vouchere de 5 lei. Le-am folosit o dată pe alea. Și apoi mai am o grămadă de reduceri, 10 lei odată, 20 de lei odată, 10 lei odată. N-am înțeles de ce, dar toate lucrurile sunt pe bon, iar totalul este de 35,47 lei. Ia uitați-vă aici. Așa că mi se pare că am făcut o afacere foarte faină, mai când vine să o mai duc o dată la H&M, deși nu am văzut nicio un discount gen sau un mesaj de la aplicație prin care să-mi spună că primesc un discount ceva. În fine, ideea este că am făcut o afacere foarte faină astăzi, că mi-am luat niște produse de 40 de 80 de lei cu 35, adică mi se pare ce poți să faci mai mult de atât. Pe asta mi-o doresc de mult, poate îmi sare în cameră, mi-o doresc de mult pentru că mi se pare că arată foarte bine și există o chestie cu îți faci coada aici, o ridici așa și înfășor cumva coada pe ea și ți iese așa un fel de chestie la modă, ca să zic așa. Și asta este tot. Asta este și shoppingul pe care l-am făcut astăzi. Mă pun să editez și după mă pun să ne pregătim pentru mâine, când vom fi în deplasare și o să fim localizați pe undeva prin voluntari, din câte am înțeles. Și dacă o să pot, o să vorbesc cu voi. Dacă nu, o să vorbim direct joi, când aș vrea să mă văd la cafea cu prietena mea, Ralu, pentru că nu ne-am mai văzut efectiv de anul trecut la cafea și mi-este super dor de ea. Și sincer, sunt atât de obosită încât îmi este super dor să fie dimineață, răcoare și să stau undeva la răcoare la cafea. Atât am doresc. Să fie așa, să mă îmbrac un pic mai gros, să fie răcoare, stau la cafea. Efectiv, atât vreau astăzi. Nu. Deci, abia aștept să fie joi. Da. Cam atât. Astăzi e marți. Astăzi este iar Insula Iubirii. Da, mă duc să mai continui treburi pe aici și după ce le termin să mă pregătesc de Insula Iubirii și de seară și să-mi pregătesc outfit-ul pentru mâine și să vedem. Nu v-am arătat outfit-ul de astăzi pentru că am mai purtat această combinație și nu e cazul să vă arăt în fiecare zi că mă îmbrac sau nu mă îmbrac cu ceva, dar altfel trebuie să pun la spălat lucrurile astea pentru că am dat cu suc, nu știu cu ce am dat, cu suc, cu apă pe pantaloni și văd că mi s-au pătat. Da, și cam atât. Ne auzim mâine, că nu cred că ne mai auzim astăzi, că nu prea mai am ce să vă zic. Dar ne auzim mâine. Doamne,
Bună, doamnelor și domnilor! Astăzi este miercuri, 1 iunie, vă zic la mulți ani copilași minunați! Atmosfera este insuportabilă în București și eu am numai scame pe lentilă. Oh, da! Am fost în tunari și acum nu mai sunt în tunari, sunt în voluntari și o să mă duc înapoi în tunari. Doamne ferește, când am ajuns în tunari astăzi, m-am simțit ca în stațiune. Și eu cred că oamenii aia sunt în vacanță acolo, de-aia își cumpără case în tunari ca să se simtă toată ziua în vacanță. Da, am văzut o căsuță foarte drăguță, nu să ne mutăm, nu pentru noi, dar am văzut o căsuță foarte drăguță în tunari, pe care nu pot să vă arăt, din păcate, pentru că nu am voie, dar scuzați-mă un pic, vă rog, că încerc să-mi recuperez un pai pe care nu-l găsesc, stați că revin. În aproximativ 2 minute și jumătate o să mi se încingă această cameră. Nu am ce să fac. Mi-am luat un fresh de portocale și ananas. Și cred că cineva vrea să parcheze aici lângă mine. Sper că nu vrea să parcheze chiar lângă mine. Stau să beau puțin acest fresh și nu știu ce fac oamenii ăștia doi. Că au o grămadă de locuri de parcare, nu e ca și când trebuia să se pună fix lângă mine. Și o să mă duc înapoi spre tunari, pentru că acolo o să fim astăzi toată ziua. Todo el día, cum s-ar zice. Sunt foarte obosită, am dormit foarte puțin azi noapte, am făcut foarte multă treabă. Dar promit că peste vreo lună o să am voie să vă deconspir și vouă motivul cu care v-am înnebunit zilele astea cu ce îi se întâmplă lui Cristian. By the way, nu știu dacă am mai zis într-un clip, cred că am mai zis totuși. Nu trebuie să pun freon în această mașină și nu, efectiv nu vreți să știți cum e în mașină, nu. Gata, mă duc înapoi spre tunari, nu știu cât e ceasul, dar ar fi bine să știu cât este ceasul în momentul de față. Dacă mi-aș găsi telefonul, dar telefonul este aici, 12 și 14, ok, bine, am timp. Mă duc înapoi spre tunari și mai povestesc cu voi un pic mai târziu, un picuț mai târziu. Ca să înțelegeți cum arată drumurile în tunari. Uai! Uai! Dai o grămadă de bani pe o casă și mergi pe drumul ăsta cu piatră. Vai de mama noastră, suntem, jur. Am avut o mică ieșire nervoasă. Mă, cum? Cum să dai o grămadă de bani pe o casă și să ai un banner de ăsta cu trăiește viața cu stil în ansamblu cu piscină și facilități pentru copii și ca să ajungi acolo să treci prin asta. Asta, adică asta. Vreți să vedeți cu geamul deschis? Asta, adică că geamul meu e și portar. Cum? 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 Cum să ți se întâmple chestia asta? Mie mi se pare incredibil. Dar da, se întâmplă. Asta este. Trăim în România și vrem să locuim la vilă. Nu mai contează că mergem prin Buruieni și prin... Lasă să închid geamul că vine un autobuz. Și prin tot praful din lume, trăim la vilă. Sunt foarte obosită, Doamne cât sunt de obosită. Gata, și stați că n-am terminat. Revin, reiau, stau la semafor pe drumul acesta pietruit, pentru că de ce nu? Care stă și este un semafor pus aici, pentru că se merge pe o singură bandă, pentru că restul e o groapă, nu lucrează nimeni de o groapă. Și următorul este la vreun kilometru. Hei, imaginați-vă cât stai la fiecare semafor, pentru că mașinile alea trebuie să parcurgă tot kilometrul ăsta, vă dați seama, exagerez, nu știu, sunt vreo 500 de metri probabil, ceva de genul. Dar mașinile chiar trebuie să parcurgă toată distanța. Cred că s-a pus verde? Da, s-a pus verde. Pornim! Și un avion, cât de frumos! Decolează un avion în acest apus magnific. Și nu vreau să mă gândesc ce poze să fac din avionul ăla și sper că îl vedeți și voi decolând, îndepărtându-se. Zici că e o muscă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Să știți că, oficial, sunt cel mai obosit om din univers. Tot oficial, este joi, 2 iunie și cred că în București este foarte aglomerat. Este ora 8 și mașinile trec, efectiv, continuu și eu trebuie să ajung în cealaltă parte a orașului. Thank you.
oameni buni, bună să vă fie inima. Astăzi este vineri. Da, este vineri. Am uitat să vă arăt mărturiile pe care le-am făcut cu însemnătate pentru Luca. Uitați-vă ce minunății. Acum trebuie să le predau și o să mă și întâlnesc cu ei. Uitați-vă numai ce superbități avem aici. Multicolore, minunate, superbe. Ia uitați-vă, cu mesaje galbene, ia să le vedem și pe astea galbene, cu gingășie, ia să vedem ce mai avem aici, cu tihnă, cu iubire, cu de toate, aici, hai că nici nu știu cum filmam, foarte, foarte frumoase sunt, am muncit o grămadă la ele, dar uitați-vă, sunt superbe! Superbe! Hai că vorbim un pic mai târziu pentru că trebuie să mă întâlnesc să le predau. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Să știți că astăzi este sâmbătă, eu deja mor de cald, sincer vă zic. Nu mai pot de cald, după cum vedeți, freza asta este de mare angajament. Nu mi-am făcut nici rutina de dimineață, o să fac imediat după și mărturisesc faptul că abia aștept, mi-am... făcut asta a scârțuit, ca să știți. Abia aștept să termine Cristian de filmat dincolo și să merg să mă dau cu un parfum pentru că simt că lipsește ceva. M-am îmbrăcat, m-am aranjat, mi-am luat mai ăsta pe care l-am luat din SH cu 5 lei, cred. Am cămașa asta de la H&M pe care o ador vara. Am toate nuanțele. Cămăși de genul acesta pe toate nuanțele luate anul trecut din H&M pentru că efectiv le iubesc. Și ia să vă arăt și în jos. Mi-am luat blugii, probabil că am să vă mai arăt și pe parcurs, adică imediat ce plecăm, pentru că planul zilei, Doamne, ce față de om trezit recent am, planul zilei este să mergem la Berliner Donut să mâncăm donuts, evident, și să bem o cafea la Perfect Simplu. Mă duc să mă spăl pe mâini, astfel încât, în timp ce povestesc cu voi, să îmi fac și rutina de dimineață și când termină el de filmat să fiu și eu gata și revin. Dacă ați ajuns să vedeți acest clip până la acest moment, ia să ne mai și întoarcem un pic, că mă gândeam că bate mai multă lumină de aici. Dacă ați ajuns să-l vedeți până aici, îmi cer scuze, sincer, îmi cer scuze pentru faptul că e atâta haos aici. Hai că ne-am mutat și mai mult, parcă e mai bine așa. Mi-ar plăcea să mă vedeți și voi un pic mai bine, deși o să-mi vedeți și freza asta de mare angajament, mor de cald. By the way, să știți că aseară am folosit masca asta, pe care cred că am luat-o din DM. Sper să nu greșesc când spun asta, foarte faină, foarte, foarte faină. Mi-a plăcut foarte mult și auzit și rândunelele de afară, ceea ce este foarte cool și foarte interesant. Hai să vedem ce folosim. Mă întreba Andreea Georgiana la un moment dat într-un clip, Doamne, cum se aud aceste rândunele, dacă am văzut vreo diferență folosind toner. Eu am tonerul acesta pe care îl folosesc exclusiv dimineața. E luat de pe Sole, am să vi-l pun și vouă în descriere și știți că pe Sole aveți și codul acela de 5% discount, Sole8033, orice vreți voi să vă cumpărați. E un cod afiliat, evident, și eu primesc 5% odată cu voi, dar nu plătiți voi mai mult. Practic, la prețul afișat de pe site, voi aveți 5% discount, ceea ce nu poate să fie decât un plus. Și seara îl folosesc pe acesta pentru că mi-am propus să mai termin din produsele de acolo și nu mă las până nu fac treaba asta. E foarte fain acesta de la Kiehl's. Nu știu dacă o să observați voi, dar chiar are bucățele de calendula în el. Ia uitați-vă, foarte, foarte drăguț. Mai am puțin, destul de puțin în el. Și aici, la fel, mai am foarte puțin. Și să știți că am folosit în fiecare dimineață acest toner sub formă de peduri. Sinceră să fiu, eu credeam că sunt 30 de peduri aici, dar eu cred că îl folosesc de mai bine de o lună, cred, sper. Ideea e că e destul de spornic și văd că mai am pentru vreo săptămână ceva de genul ăsta. Efectiv îmi șterg
șterg, că dacă aș tapota, cred că mi-ar lua 7 ani, îmi șterg toată fața cu pedul acesta, care e îmbibat din belșug, într-o chestie care e albicioasă, o să vă arăt imediat și cum arată, și ce mi se pare mie este că tenul meu este ceva mai curat de când folosesc toner și nu știu ce să vă zic legat de modul în care intră produsele în ten, dar există posibilitatea să se întâmple ceva bun și în stilul ăsta, în cum se cheamă, nu stilul, în sensul ăsta. Cam așa este produsul cu care e îmbibat pedul ăsta și după ce l-am pus bine pe ten, mai vin o dată astfel încât el să și intre în ten, doar că nu apăs foarte tare, doar mai șterg așa un pic stânga-dreapta ca să se absorbă foarte bine în ten și să nu existe zone în care să rămână mai mult decât e cazul. Lovely! By the way, în rutina de dimineață să știți că de ceva vreme am introdus acest serum de la Keida Skin și trebuie să vă zic și faptul că am un cod de reducere pentru voi, este RALU10, va fi valabil toată luna iunie la o achiziție pe care o faceți pe site-ul celor de la Keida Skin. Așa arată serumul. Eu în picuri cam 5, mi-a căzut? Nu, că mi s-a dus pe aici. Cam 5 pompițe îl încălzesc în mâini și apoi efectiv îl tapotez pe față. Cred că intră foarte bine în ten dacă aplic metoda asta și dacă mi se pare mie că am pus prea mult, pot să îl și masez bine în ten cu mișcări circulare și nu uit nici de zona gâtului și da, știți că vorbesc ciudat atunci când îmi masez zona gâtului. E foarte fain, îmi place, se absorbe bine. Cred că nu s-ar înțelege foarte bine cu un ten foarte gras, pentru că el este ușor, ușor uleios, dar este uleios cumva pentru o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că apoi se absorbe și s-a terminat cu uleioșeala, ca să zic așa. Și îmi place foarte mult ambalajul. Mi se pare că e un ambalaj foarte luxury, așa, cu negru și auriu. Este absolut superb. Mai doi produsele lor se țin în frigider. Eu le-am luat acum ca să vă vorbesc și vouă un pic despre ele. Au și crema asta și pentru că e super vară și pentru că ea are retinol, să știți că e o cremă pe care eu am pus-o în rutina de seară și pe care o folosesc deja, cred că, de mai bine de 10 zile și pentru ea aveți reducerea de 10%. Codul de reducere este valabil între 1 și 30 iunie pe site-ul lor, la orice achiziție vreți voi să faceți. Mi se termină, dar încă mai trag din el, de balsamul ăsta de la Uriaș, pentru că îmi place foarte, foarte mult și când o să plasez o comandă online, trebuie neapărat să-mi iau și pe el. Vreau să-mi hidratez buzele și să îmi aplic ceva pe zona din jurul ochilor. Cât timp aștept ca acest serum să intre în piele. Nu vă mai dați cu produsele unele după altele fără să le lăsați să acționeze, pentru că nu este un lucru bun pentru ele și pentru faptul că după aia spuneți că se fac frecăței. Nu s-ar face dacă produsele ar intra în piele și ar exista timpul acesta sau, în fine, în unele cazuri nu s-ar face, că nu zic că nu sunt și produse care nu fac treaba asta sau care fac oricum treaba asta. Folosesc un produs pentru ochi. Stai să vi-l arăt. Este din calendarul de la Look Fantastic, calendarul Advent acesta. E un produs care poate fi folosit și pe față, dar pentru că el la bază e un produs de ochi, eu vreau să-l folosesc doar pe zona din jurul ochilor, pentru că, sincer să fiu, nu mai am multe produse pentru ochi. Sunt într-o ușoară criză. Mai am unul de la Gerovital și am primit recent unul de la Ivaterm, însă aș vrea să povestim despre el în vlogul săptămânal de săptămâna viitoare, pentru că intenționez să folosesc 2-3 dintre produsele lor. Nu o să le desfac chiar pe toate 4, pentru că încă mai am alte produse de folosit și nu este cazul. Și ca o paranteză, să știți că am terminat crema asta și urmează să povestim despre ea în următorul clip de Empties. Asta ca să vedeți că într-adevăr, dacă mă opresc să folosesc o cremă pentru că primesc niște alte produse, uite cum am început acum crema de la Keida Skin. Pe asta o să
folosesc probabil vreo lună și ceva, o lună jumătate spre două și o să primesc altceva. Am o gamă nouă de la Ivaterm, la un moment dat trebuie să o testez și pe ea. O să mă opresc de la a utiliza Keita, dar mă voi întoarce cu siguranță la ea. Așa am făcut și cu produsul ăsta pe care l-am folosit în noiembrie și decembrie anul trecut. Am făcut o pauză și în aprilie și mai l-am continuat astfel încât să îl termin înainte de data de expirare. 6 luni este valabil de la data deschiderii, la limit, acolo l-am terminat. E terminat de vreo săptămână, vreau să-l pun în baie ca să vorbim în clipul de pe luna iunie despre el. Clipul de empties, unde o să vorbim despre mai multe produse pentru că se termină cu siguranță și alte produse pe care le am aici. Bun, mi-am pus serumul, l-am lăsat suficient să intre în piele și acum o să îmi aplic un SPF pentru că vara, în rutina de dimineață, sar peste crema de zi, că nu are sens să mai folosesc și pe aceea, ci folosesc SPF. Și slavă Domnului, SPF-uri am mult. Îl am pe acesta de la Hada Labo, de exemplu, care este absolut gorgeous, îmi place foarte mult. Îl am pe acesta de la Eniu, de la Avon, pe care l-am folosit destul de mult, la fel gorgeous și el, îmi place foarte mult. Îl am pe acesta de la Isdin, care este pe terminate, nu știu dacă mai am una, două, trei utilizări de aici, este cel mai bun SPF pe care eu l-am folosit vreodată, credeți-mă, cu mâna pe suflet vă zic. Și mai am aici o cutiuță, tot de la Isdin, de care sunt mega încântată, cu niște produse pe care deja le folosesc de ceva timp. Stați să mai pun din ele pe aici, că o să avem și unboxing-uri în clipul acesta. În cutia asta mai am acest SPF pe care o să-l folosim acum împreună pentru prima oară. E un SPF similar cu acesta, tot din gama Fusion Water este și el. Sincer, n-am citit, abia am primit coletul și n-am citit care-i treaba cu el, dar să știți că în aceeași gamă și cu un ambalaj similar cu acesta există și variantă tinted, dacă vă interesează. Oricum, pentru toate produsele, vă pun link-uri în descriere. Ok, hai să vedem care e treaba cu acest SPF, pentru că știți că sunt obsedată de produse cu SPF și știți că folosesc din plin. Ia să vedem, poate, pentru că nu vreau să-mi ating pielea, poate mi-l pun în poală. Hai să fie asta, sau hai să mai punem un pic. Prima tură este un SPF lichid. Așa arată și l-am pus din belșug pentru că la SPF nu trebuie să facem rabat și nu trebuie să facem economie. Să știți că intră foarte repede în piele dacă formula este la fel sau mai bună decât cel pe care vi l-am arătat adineauri și oricum îl masăm până când se absoarbe. Și vă rog să nu vă plângeți că nu vă place SPF-ul sau că nu vă place cum arată pe ten sau că bla bla bla, pentru că faptul că aveți mai mult timp o piele fără riduri ar trebui să primeze în fața faptului că nu v-ar plăcea o poză în care are flashback SPF-ul de pe sub fondul de ten pe care îl aveți pe față, pentru că să știți că am auzit de foarte multe ori chestia asta și nu sunt de acord. V-am zis, nu sunt de acord. Trebuie să avem grijă de tenul nostru și nu faceți ca mine, pentru că eu vorbesc din experiența mea și din faptul că nu am folosit SPF atunci când trebuia și credeam eu că sunt tânără și nu am nevoie de SPF. O să întind o parte din produs și pe aici, pentru că asta este o zonă care va fi și ea expusă la soare, după cum vedeți, așa că îi punem din SPF-ul acesta de pe față. Cât timp stau cu acest SPF să intre în ten, să știți că vreau să vă vorbesc despre produsele din acest colet de PR, care arăta și el săracul foarte drăguț, doar că l-am nenorocit deja. Uite așa arată. Toată cutiuța asta vine de la Isdin și înăuntru aveam așa, acest Fusion Water, care cred eu, haide mai focus, cred eu că este varianta nouă a acestui produs pe care eu îl folosesc de anul trecut. L-am deschis în, pe la sfârșitul toamnei, aș zice, și numai bine că mai are foarte, foarte puțin în el și e la limită, dacă nu cumva are 12 luni. A, nu, are 12 luni de la deschidere. Cu siguranță îl termin în următoarea săptămână. Și mai am aici, mai aveam un colet, produsul acesta, de care personal sunt foarte curioasă. De fapt, am fost foarte curioasă pentru că, dacă vedeți,
aveți voi deja, am folosit destul de mult din el. Hydro Lotion SPF 50 Protect and Detox, pe lângă faptul că ne protejează pielea, ajută și la detoxifierea pielii expuse la soare, ceea ce este foarte interesant. Să știți că este ușor uleios și în momentul în care îl dați pe ten, are așa un fel de peliculă uleioasă, dar nu este deranjantă, nu se simte nasol pe piele și după ce se absoarbe cu totul produsul, arată foarte bine. Trebuie aplicat cu jumătate de oră înainte de expunerea la soare. Și mai am aici două produse. În primul rând, ăsta îmi place foarte mult și o să-l folosesc eu pentru mine, este un spray din gama lor Pediatrics, adică cea care li se adresează copiilor. E un spray care... Ai, uite, s-a luat altă etichetă aici, eticheta de la sticul de buze. Sticul de buze nu l-am aici, dar lăsați că vi-l arăt eu altă dată, pentru că îl folosesc deja. Este un fotoprotector cu SPF 50, care oferă protecție solară transparentă cu uscare imediată și efect răcoritor pentru copii. Ia să îl aplic deja. Stați că e închis. Așa, pentru că în jumătate de oră o să mă expun la soare și... Mamă, dar chiar e super răcoritor. Zici că te dai cu gheață pe tine. A, ce tare! Îmi place. E super răcoritor. Da. Da, 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 da. Cred că toată vara am să folosesc produsul acesta. Aplicați o cantitate generoasă pe pielea uscată sau umedă, păstrând o distanță maximă față de corp de 5 cm. Trebuia să-l aplic mai de-aproape, cred. Cam ăsta este efectul pe care îl are. Cred că e și el ușor, ușor uleios. Nu, a intrat foarte bine în piele. Foarte, foarte bine. Ce mi se pare mie este că e mai comod să îl aplici pe ăsta așa și să stai liniștit decât să stai să întinzi creme și creme și oricum este mult mai comod în cazul copiilor. Așa că dacă aveți copilași, aici e o cantitate generoasă de 250 de mililitri și poate vreți să luați în calcul să le achiziționați astfel de produse pentru că urmează vacanțele și probabil că o să plecați. Ăsta este preferatul meu vara asta, asta este clar, îmi place foarte tare de el. Acesta a intrat deja foarte bine în piele, după cum vedeți nici măcar nu mi-a rămas la suprafața pielii, foarte, foarte fain, se ridică exact la înălțimea așteptărilor create de acesta și mai avem aici un After Sun Lotion care e o cremă din aceea cu care să ne dăm după expunerea la soare, calmează și reconfortează pielea, repară intens pielea după expunerea la soare, redându-i netezimea, flexibilitatea naturală sau prelungind aspectul bronzat. Asta e foarte bine. Și mai am aici o broșurică cu absolut toate produsele lor și aici am și citit eu faptul că au și varianta tinted. Stați să vă și arăt. Stați să văd dacă o văd. Mă, există și pentru baby. Baby de peste 6 luni. Știți că între 0 și 6 luni nu aveți voie să dați copiii cu creme cu protecție solară. Abia după 6 luni pot fi dați. Zic eu treaba asta care nu am copii, dar serios că am citit. Unde era? Era undeva. Uite aici am văzut. Color Fusion. Uite, ia, sper că vă arăt bine. Acesta este cel pe care l-am folosit eu și acesta este cel colorat. Și aici sunt toate produsele lor. Foarte faine. Știți de anul trecut, dacă mă urmăriți, evident de anul trecut, știți că am mai povestit despre produsele lor și știți că îmi plac foarte mult. Prin urmare, dacă sunteți și voi curioase de ele, vă recomand cu căldură să le încercați. Și asta a fost rutina mea de dimineață, ca să știți. Ca să recapitulăm, m-am spălat cu un cleanser blând de dimineață, astfel încât să îndepărtez impuritățile adunate pe timpul nopții și excesul de sebum. L-am folosit pe cel de, pe care l-am primit de pe Naturissimo, cel sub formă de săpun, pentru că mi se pare că este ideal pentru dimineață, că este suficient de blând cu pielea. O să vi-l mai arăt eu într-un clip, mai povestim despre el. Apoi, acum, am folosit toner, am folosit pe acesta Quick Morning, pe care îl am de pe Sole, l-am cumpărat eu, cu 30 și ceva de lei, nu este scump deloc. Am folosit o cremă pentru ochi și un balsam de buze, l-am folosit pe acestea două. Aici avem Uriaș și aici avem de la AHA ce produsul acesta mostră, pe care l-am din calendarul de advent. Apoi am folosit acest
vitamin C, vitamin C Pure Serum, care are extract de cătină, acid ferulic și acid hialuronic. Foarte mult îmi place. V-am zis deja că îmi place și sticla. Și pe deasupra SPF-ul, cel pe care l-ați văzut de la Isdin. Și asta este rutina mea simplă, în puțin pași, ca să nu îmi îngreunez nimic. Și să zic că față de cum aveam până acum o lună și spre două rutina, singurul lucru pe care îl fac acum în plus este să folosesc toner. Mai exact, din momentul în care am fost la testul acela de piele la Kiehl's și tipa de acolo mi-a zis că ar fi mai bine să folosesc toner pentru că ajută la absorpția mai faină a produselor în piele. Vreau să vă mai arăt două colete și apoi vă iau cu noi la cafea și la gogoși și nu știu când o să editez acest clip și nu știu dacă acest clip o să mai apară astăzi, nu astăzi, mâine, că mâine e duminică, pentru că nu știu când o să îl editez. Să știți că am început să folosesc și acest Mango Temptation de la Infinite Love. Este un spray de corp, este ideal pentru vară, când oricum nu simți, nu poți cu creme, așa peste creme și peste creme și vrei să miroși frumos, miroase foarte, foarte fain. Am început să-l folosesc pe ăsta și vi-l pun și vouă în descriere dacă vreți să vedeți ce alte variante mai au, pentru că pe Infinite Love sunt mai multe variante. Am primit un colet de la Eva Therm, care cuprinde aceste produse despre care vreau să vă vorbesc și vouă și vreau să vă citesc o chestie pe care am citit-o, cred că aici, da, despre apa termală Herculane, în cazul în care nu știați, este acesta Herculane Thermal Spring Water pentru Sensitive Skin și zic ei aici, apa termală Herculane este calmantă și protejează pielea sensibilă, izvorăște de la o adâncime de 2000 de metri, iar prin locația sa este ferită de orice poluare urbană sau industrială. Compoziția ei unică și echilibrată este recunoscută pentru beneficiile sale extraordinare în îngrijirea pielii. E un produs pe care eu l-aș folosi în rutina de seară, înainte de aplicarea serumului și pentru că dimineața folosesc acest serum de la Keida Skin. Să știți că de câteva zile, de când am primit acest colet, seara am folosit, pentru că nu mai am un alt serum, acest serum de la Eva Therm, pentru că aveam nevoie de un produs pentru rutina de seară. Îl mai las un pic aici pentru că trebuie să fac niște poze cu aceste produse, dar spun ei că este un serum cu efect de întinerire pentru toate tipurile de piele matură. Which is my case, pentru că nu mai am 20 de ani. Vă povestesc în curând și despre el. Și cea mai încântată din coletul acesta sunt de acest produs, pe care urmează să îl încep imediat ce îl termin pe acesta. Vom să-l pun în rutina de dimineață. Acest produs fiind o cremă pentru ochi și ce îmi place foarte mult este faptul că această cremă are dita mai ambalajul. Așa arată, este Aquafil Hydra Complex Gel Cream Eye Contour și ce îmi place foarte mult, again, este că este un produs care hidratează foarte bine zona din jurul ochilor și asta este exact ceea ce eu am nevoie. Se aplică dimineața și seara dacă doriți pe conturul ochilor. Eu o să doresc doar dimineața și să vedem ce mai zic aici. Mai avem informații aici. Uite că eu nu știam că Eva Therm este un brand românesc. Ar trebui să îmi fie rușine că nu știam treaba asta. Nici nu am avut... Oh, au și chiar și fond de ten. Oh, trebuie neapărat să mi-l cumpăr și eu. Neapărat trebuie să ajung să-l cumpăr. Ziceam că mi-este rușine că nu știam treaba asta, că ar fi trebuit să știu și ar fi trebuit să folosesc foarte multe dintre produsele lor până acum, pentru că uitați-vă cât de multe produse au. Uitați-vă doar. Ziceți-mi și voi ce alte produse ați folosit de la Eva Therm, ca să mă duc să le cumpăr și eu și să văd cum mi se par. Mi se pare că acest anti-age e foarte fain, dar lăsați-mă să-l mai folosesc câteva zile înainte să vă povestesc despre el. Ce am remarcat până acum este faptul că trebuie aplicat foarte repede, pentru că este așa ușor sticky, dar se și absorbe extrem, dar extrem de bine în piele, doar că este ușor sticky și chiar trebuie aplicat mega repede, astfel încât să nu simți că te ține fața în momentul în care îl masezi.
Da, o să îl folosesc și pe acesta în curând și vă povestesc și vouă despre el. Evident că și produsul acesta este tot pe baza acestei ape termale herculane. Și mai am aici o cremă pe care nu o voi deschide deocamdată pentru că am multe creme deschise și am multe creme în uz, ca să zic așa. Dar cu siguranță este o cremă pe care la un moment dat o voi introduce în rutina mea de seară pentru că evident este o cremă hidratantă. Ce ambalaj fain are, îmi place. Me gusta, vorba Laurei Carabă, acest ambalaj și da, sunt faine produsele lor, cu siguranță se regăsesc pe multe site-uri, am să vă pun și eu niște link-uri de pe site-urile pe care le găsesc exact pe acestea pe care le folosesc eu. Vă mai arăt un colet care n-are nicio legătură cu ce am povestit până acum și mă duc să fac ceva în acest sens pentru că în curând o să plecăm și trebuie să-mi pun un pic de fond de ten și să-mi conturez plâncenele și eventual să-mi dau cu un ruj sau ceva. Am mai primit un colet de gospodină ce sunt de la Fairy și vi-l arăt și pe acesta pentru că mi se pare foarte tare modul în care ei au gândit cutia, ambalajul, nu cutia, ambalajul produselor de data aceasta și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că poate ați vrea să vă îndreptați către aceste sticle de Fairy. By the way, eu anul trecut în martie sau aprilie, cred, am mai primit același colet de la Fairy, cred că în perioada asta au ei campanie și vreau să zic că săptămâna trecută mi s-a terminat a treia sticlă dintre cele trei pe care le-am avut, așa că o să ne vedem la anul cu aceleași trei sticle care o să mă țină un an de zile. Uitați-vă voi aici ce treabă interesantă se întâmplă. Am în primul rând trei variante de Fairy, una roșie, una galbenă și una albastră. Avem aici un Fairy cu arbore de ceai, Max Power, mai avem aici un Fairy cu lămâie și mai avem aici un Fairy cu rodie și hai că am rămas cu ăsta în mână. Este, au făcut cei de la Fairy treaba asta foarte faină cu sticla la modul că au întors-o cu susul în jos, astfel încât, în primul rând, să nu mai pierzi produs în momentul în care întorci sticla normală și dai pe lângă și împrăștii peste tot și să se consume absolut, dar absolut tot, nicio picătură să nu se irosească. Putere maximă de curățare a grăsimii. Au eliminat evident și capacul pentru că nu mai au decât chestiuța asta, decât sigiliul acesta de aici. Asta înseamnă probabil că folosesc și mai puțin plastic și de acum nu am decât să apăs un pic pe sticlă și să iasă exact produsul de care eu am nevoie, iar în momentul în care eu eliberez sticla, cu siguranță știți sistemul acesta, dar eu vi-l explic totuși, să se oprească chestia asta de aici, ia să vedem, și să nu mai curgă absolut nimic. Mi se pare foarte, foarte tare chestia asta. Deci, ne bazăm pe o tehnologie antiscurgere, ne bazăm pe un pic mai puțin plastic folosit pentru că, evident, nu mai ai capacul acela pe care trebuia să-l și dai, să-l pui, să-l învârți, să ai grijă de el, să ai grijă să-l apeși ca să nu curgă pe lângă și așa mai departe și sper să ne bazăm și pe niște arome foarte, foarte faine. Oricum, Fairy, și acum, după ce l-am terminat, după ce am terminat a treia butelcă din asta mare, care cred că era de 750, astea văd că sunt de 650, și sticla este fabricată din plastic reciclat, mai puțin capacul acesta care a rămas aici și eticheta asta, dar sticla, asta este din plastic reciclat. Așa, ziceam că după ce am terminat a treia cutie, tot Fairy am în bucătărie, doar că am unul din acela mititel pe care l-am primit de la reciclarea uleiului la Auchan. Să știți că dacă duceți jumătate de litru de ulei folosit deja la Auchan, primiți un, sau cred că și acum primiți, când am fost eu cu uleiul pe care l-am strâns în ultimii 2 ani, am primit vreo 3 sticle, cred că un litru jumate de ulei aveam sau 2 litri, ceva de genul acesta. Da, și asta este tot ce voiam să vă zic. Eu zic să le dați o șansă celor de la Fairy pentru că mi se pare foarte, foarte tare chestia asta cu capacul cu susul în jos, cu lumea cu susul în jos și așa mai departe. Și hai să mergem la cafea mai bine pentru că avem nevoie de o pauză astăzi, sâmbătă fiind. Mă duc să-mi fac ceva frumos aici. Fără sunet, nu? Ce? Fără muzică, nu? A, dacă vrei, da, bună! Bună! Mergem la Gogoș. La cafea. Și la cafea. La cold brew. La cold brew tonic. Da. Ne-am făcut frumoși. Foarte
că ne vedem direct acolo. Sau nu! Hai să vă povestesc unde merge mai bine. Ca să-l mai ținem pe Cristian măcar 2-3 minute fără muzică. Da, ceva deosebit. Ești foarte fericit, da? Da, îmi place, Da, vrei să facem și minutul de aur? Ce înseamnă? Când stăm așa și doar luăm cadre, fără să vorbim? Nu. Haide. Cu noi doi? Nu, hai să vă povestesc mai bine unde mergem. Hai să ne plictisim pe oamenii aceștia. Ne trebuie o mașină mai spațioasă ca să am unde să pun camera aici și să intrăm amândoi în cadru. Să știți că el zice un acolo mormăit ca să pară că nu zice nimic. Da? Deci, fără deci, mergem la Berliner Donut, despre care Cătălin zicea ceva de nașpa. N-a zis. Nu era încântat acolo. Eu vreau la Berliner Donut pentru că arată foarte bine acele donut. Domnul ăsta, noi avem, el are prioritate, da, așa este, noi trebuie să-i cedăm. Așa, mergem la Berliner Donut pentru că au gogoși cu caramel sărat și sper și cu pistacio, pentru că de acestea două mi este mie poftă. Și după o să mergem la Perfect Simplu, să bem o cafea, adică nu mai bem cafea, că e vară. Cold Brew Tonic. Tonic. Și pe urmă ne întoarcem acasă la un moment dat și facem espresso tonic. Da, totul este tonic. Să știi că trebuie. Avem de toate tonic. Și mi-am făcut și eyeliner, deși n-aș fi vrut. Și this is me today. Mi-am pus și pălăriuță ca să mă protejez de soare și m-am dat și cu toate SPF-urile din lume peste tot, pentru că este vară și vreau să fiu tânără și frumoasă până la 94 de ani. Pa, Cristian! Pa. Efectiv, am îmbătrânit așteptând la un semafor când era vina noastră că nu apăsasem pe buton. Era un semafor din ăla care se schimba doar dacă apăsai pe buton. Dar am îmbătrânit acolo, cred că am stat 10 minute. Mă simt mai bătrână. Tu nu, Cristian? Nu, eu mereu am fost bătrân. Nu, tu ești tânăr, ție nimeni nu-ți dă vârsta pe care o ai. Nu, eu par tânăr, dar eu sunt bătrân. Mergem la Berliner Donut. Am venit la Berliner Donut, că sunt mult prea lăudați, dar experiența nu a fost ce trebuie, începând cu domnișoara care avea și o conversație cu o prietenă la telefon și n-a putut să o întrerupă. A întrerupt-o abia când a văzut că e cazul și nu știa cum să ne ia și nouă comanda. Și am luat 4 gogoșele, am fost forțați să luăm 4 pentru că altfel nu ni le punea într-o cutie, că e vorba de o cutie în care intră 4 și nu putea să ne dea. Și mai mult decât atât, pe cutie am plătit 4,50 lei și am cumpărat și 4 obligatoriu. Înțelegeți cumva logica aici, că eu n-o prea înțeleg. Dar avem gogoșică cu fructe de pădure, adică cu căpșuni și mentă. Astea sunt fructele de pădure. Aici avem vanilie, aici avem mango, acum am să mănânc, și aici avem caramel sărat. Da, și cam asta a fost experiența de la Berliner Donut. Ne-a plăcut, dar nu prea. Mai venim, dar nu prea. E de venit odată și cam atât. Și una costă 12 lei, ca să știți. Nu cred că aveau prețuri diferit. A, și mai există și o gogoașă clasică ce costă 8 lei. Da, de principiu astea umplute costă 12 lei bucata. Da, e un loc hipsteresc, dar nu prea, în care servirea este nașpa și ți-ar taxa și mama și tatăl. Am concluzionat. Să știți că i-am făcut o declarație lui Cristian mai devreme. I-am zis, Cristian, mă topesc după tine. M-am uitat așa la el și am zis, e atât de cald afară încât mă topesc după tine. Ați văzut ce am făcut? Am fost la Donuts, la Berliner Donut. Nu vă recomand să mergeți. Nici măcar așa ca experiență, pentru că vă cheltuiți banii degeaba. Iar ne dăm și ne mai scoate să vedem și noi cum se cuvine.
Nu, v-am zis mai devreme un pic. Sper că am fost suficient de clară și că n-am vorbit prostii, adică în fine, că n-am vorbit cum vorbesc eu de obicei mult. Nu, ca experiență, nu, servire, nu, gogoșica bună, într-adevăr, dar mi s-a părut foarte scumpă. După am fost la Perfect Simplu și am băut un cold brew și a fost așa și așa, adică a fost bun, cold brew e foarte bun, doar că mie îmi place să nu îl beau cu apă tonică simplă. Îmi place să îl beau cu apă tonică cu ceva aromă, aici la Emoția, de exemplu, unde sunt acum, beau cu un tonic de rubarbă. Acasă îmi fac cu un Schweppes cu ceva roz, a apărut recent, ceva de genul. La Boiler, când luam anul trecut, la fel, luam cu apă tonică cu aromă, pentru că este mult, mult, mult mai gustos. Și pentru că am venit la Unirii ca Cristian un pic de treabă și am intrat un pic în Douglas și am mirosit un parfum, mi-a zis că o să vină cumpere cadou la un moment dat. Abia aștept. Foarte faină, colona de Baccarat Rouge, care am înțeles că și persistă foarte bine, foarte, foarte fain. Și pentru că am intrat un pic acolo, am zis că suntem la Unirii, să trecem și pe la Emoția, să vedem dacă au și ei sticluțe de colbru. Pentru că voiam să luăm pentru acasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Am venit cafeaua! Mi-am luat un cappuccino aici pentru că tot am băut cold brew acela și voiam să luăm cold brew pentru acasă pentru că noi facem un fel de cold brew, dar folosind espresso, nu folosind chiar cold brew. Este bun, chiar este foarte bun. E bun șuepsul acela pe care îl folosim. O să vi-l arăt. Vi-l arăt eu. Facem o dată împreună un cold brew readaptat cum facem noi, dar da, ne-am plimbat un pic prin magazine și am intrat și în Douglas și mi-a arătat parfumul acesta. O să-l mai întreb cum se numește și o să vi-l arăt când o să mi-l cumpere, că mi-a promis. Zicea că e un plan, îl avea deja un plan să mi-l ia cadou și pentru că tot eram acolo, l-am și mirosit ca să fie sigur că nu dă greș. Și eu, las să-mi ia cadou, nu mă, las să-mi ia cadou. Așa. Sunt foarte obosită, sunt extrem de obosită, mi-este foarte somn și ziceam că am venit aici să vedem dacă putem să luăm sticluțe de cold brew. Nu am găsit, ei nu au, dar mie mi-ar plăcea sincer să aibă. Și dacă tot am ajuns până aici, nu putem să plecăm așa, am rămas la un cappuccino. Și cappuccino! După mergem la Lidl să luăm înghețată și apoi mergem acasă să mâncăm înghețată și să stăm în pat fără să facem nimic. Efectiv să stăm. Așa că o să închid acest vlog săptămânal aici, sper să am și când să-l editez și să-l și postez la timp. A fost o săptămână haotică, să știți, a fost o săptămână în care nici eu n-am știut de capul meu, în care am filmat, n-am filmat, am putut, n-am putut, nu știu cât o să iasă de lung acest clip, dar mă pricep eu să scot lung și dacă el ar fi scurt la început, așa că vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă rog să nu uitați de, dacă ați ajuns până aici, evident, și mă auziți vorbind în acest moment, vă rog să nu uitați de like, share, subscribe, orice vreți voi, orice ajută acest canal să crească și să ne facem mari, 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 mari. Mari de tot aici. Și o să vedem despre ce o să mai povestim săptămâna viitoare. Aș vrea să mai povestim despre niște parfumuri, dar mai vedem. Nu mi-am făcut încă planul de clipuri pe săptămâna viitoare și o să vedem ce și cum la momentul potrivit. Da, cam atât voiam să vă zic astăzi. Să aveți o duminică minunată și ne vedem curând.